în pridvorul istoriei. Bună seara, dragi urmăritori, a întâlnirii cu trecutul din pridvorul istoriei. Suntem în săptămâna zilei naționale, în săptămâna unirii, ne apropiem de ziua de 1 decembrie, când celebrăm împlinirea 106 ani de la Unirea Transilvaniei cu România. Și eu mai de aceea, astăzi, în mod firesc, o să vă propun o emisiune care să ne trans porte nu să ne aducă înapoi în timp, chiar la 1 decembrie 1918 Se să vedem ce s-a întâmplat concret în Alba Iulia, în cetate, în sala Unirii, pe câmpul lui Horea, aici, nu în mijlocul, în inima Bălgradului, în acea zi epocală, în acea zi sfântă, minunată pentru, pentru, națiunea română din, din Transilvania. Tocmai de aceea vă propun să descoperim mai ales ideile forte ale discursurilor care s-au susținut în acea zi, discursurile lui Vasile Goldiș, lui Iuliu Maniu, celor doi episcopi, Miron Cristea și Iuliu Hostu, și văzând, spicuind aceste discursuri, o să ne facem o imagine asupra discursului politic și asupra viziunii pe care românii transilvanieni o aveau asupra unirii. Suntem pe 1 decembrie 1918, în apogeul procesului Unirii Transilvaniei cu România, nu a început în toamna 1918, în contextul prăbușirii Austro-Ungariei, -Austro în care românii și celelalte naționalități au șansa să-și ia soarta în propriile mâini. Au loc mai întâi alegerile pentru delegații care urmau să vină la Adunarea Națională, i-a ales locul unde urma să se desfășoare Adunarea Națională, i-a ales Alba Iulia. În ciuda faptului că era un oraș mic la acel moment, undeva la 10.000 de locuitori și alte orașe erau mai importante în, în lupta, mai reprezentative pentru lupta națională din secolul XIX, mă gândesc la Blaj, la Sibiu, la Arad, la Brașov, a fost aleasă Alba Iulia întâi de toate datorită moștenirii lui Mihai Viteazu, nu? A momentului ca simbolic pe care l-a reprezentat anul 1600. Și iar în al doilea rând s-au zis în plan secund a faptului că aici la Alba Iulia funcționa, era organizată o puternică gardă națională, acea miliție locală formată din soldați întorși de prefond, conduși de capitanul Florian Medrea și care a avut rolul de a pune în practică, de a organiza la nivelul infrastructurii nu, desfășurării forțelor de a organiza adunarea națională și de a asigura securitatea acesteia. Da, delegații, mai ales liderii politici, vin cu o seară înainte Uh, se cazează la hotelul cu un nume uh, paradoxal nu predestinat Hotel Hungaria uh, un hotel care a fost drămat din păcate în 1988 în megalomania urbanizării Ceaușiste. Sunt cazați acolo și a doua zi programul debutează în ziua de 1 decembrie cu, evident, cu slujbe să vârște în cele două biserici românești din Maieri, Biserica Ortodoxă și Biserica Greco-Catolică, iar de acolo trecând prin poarta 1, a 2 și a 3 delegații și întregul norod, întregul popor, întreaga suflare românească vin spre casina militară, cum se chema la acel moment, nu? Acea sală care a fost denumită chiar în acea zi sala, sala Unirii și undeva în jurul orei 10 începe ședința deschisă de Ștefan Ciciopo, președintele executiv al Partidului Național Român. Sunt ales, ea aleasă conducerea adunării, conducerea președinția onorifică era deținută de Gheorghe Pop de Băsești, alături de episcopul, episcopul Ioan Pap, ortodox al Aradului și Demetri Radu, episcopul catolic de Orad, alături de ceilalți vice, vicepreședinți, Teodor Mihali, Ștefan Cice pop Ioan Flueraș. Întâi de toate discursul lui Goldi și apoi raportul lui Ioan Suciu, care centralizează, contabilizează, de fapt certifică acele credenționale, acele mandate pe baza cărora delegații au intrat în, în sala Unirii iar discursul inaugural îl are după ce se deschide în plen adunarea națională, adunarea națională văzută ca for reprezentativ al națiunii române, nu formate din acei delegați de drept și aleși ce reprezentau întreaga națiune română din, din Transilvania. Are loc discursul lui Gheorghe Pop de Băsești, iar apoi, momentul central al adunării, al ședinței adunării a fost discursul lui Vasile Goldi în cadrul căruia acesta a, citi, a dat glas și rezoluției uh, unirii. Și aș vrea să dau citire doar celui din tâi fragment al, lui, al discursului lui Vasile, Vasile Goldi care a fost un discurs întâi de toate de... Uh, cu tematică istorică, de fapt, toate discursurile au fost cu tematică istorică. Discursul care făceau o trecere în revista Istoriei Neamului, pornind de la uh, nașterea poporului român, odată cu uh, venirea romanilor în Dacia. Trecea în uh, revistă Lupta și Suferințele poporului român de-a lungul timpului, nu? și această luptă, acest, această istorie avea un sens, iar sensul uh, era tocmai ziua de 1 decembrie, nu era unirea, împlinirea idealului politic al unirii Transilvaniei cu România și aș vrea să dau citire celui din tâi fragment care ne și introduce sub aspect așa semantic al uh, limbajului în atmosfera zilei de 1 decembrie și citesc din discursul lui Vasile Goldiș Zămislit din necesitatea Imperiului Roman de a așeza o santinelă puternică în Carpații Sudestici și coborâșurile lor împotriva seminților barbare de la miază noapte și răsărit, care amenințau cultura umană creată de geniul latin, neamul românesc de la început și până astăzi a îndurat soarta aspră rezervată oricărei santinele credincioase. Da, vedem această imagine a națiunii române, partea civilizației europene, partea civilizației occidentale și parte, nu? Iar, să zic așa, civilizația latină, civilizația romană era prin definiție uh, sintetiza prin definiție, nu civilizația, civilizația europeană. După acest lung excurs, Vasile Goldiș de citire rezoluția adunării Naționale și o să vă citesc principalele puncte. Merită să le subliniem, merită să le citim și recitim de fiecare dată, pentru a vedea spiritul profund democratic subliniez profund democratic al adunării de la Alba Iulia. Și citez paragraful întâi, paragraful dedicat Unirii Transilvaniei, adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și țara ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dâns și cu România. Și apoi, are loc, apoi adunarea națională trece în reviste principiile care urmau să stea la baza viitorului stat, noului stat român. Era o întâlnire dintre așteptările socialiștilor, da? pentru că și socialiștii, Iosif Juman, care aveau și au făcut parte din adunarea națională, mai întâi de toate din Consiliul Național Român Central, deci, și așteptările socialiștilor, dar și libertățile politico-democratice, politico nu care. Trebuiau să fundamenteze noul stat român, și o să vedem toate drepturile fundamentale trecute în revistă. Și citez. <coughs> De plină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare, fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce le alcătuiesc, egală îndreptățire și de plină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din stat, înfăptuirea de a unui curat regim democratic pe toate terenele vieții publice, votul obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporțional pentru ambele sexe la vârsta de 21 de ani în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune județelor parlament. Mei de subliniat lucrul ăsta că încă de atunci, la Alba Iulia, s-a decis votul universal de opotrivă pentru femei și bărbați, după cum știm, abia mai bine de două decenii mai târziu, în timpul lui Carol al doilea, și după aia cu regimul comunist, i-a acordat și dreptul de vot femeilor. Dar încă de la Alba Iulia, Alba Iulienii Ardelenii au fost vizionari și au prevăzut dreptul de vot universal nu în ultimul rând, desăvârște libertate de presă, asociere și întrunire liberă, propaganda tuturor gândurilor omenești, reforma agrară radicală și de asemenea tot în planul drepturilor sociale sau să zic așa, programului social muncitorimii industriali se asigură aceleași drepturi și avantaje care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din apus rezoluția e primită în urale, e ovaționată de către în cadrul ședinței din, din sala Unirii, apoi ședința se suspendă și delegații merg să aducă vestea Unirii, să dea citire rezoluției și celor peste 100 de mii de români adunați pe câmpul lui Hora, e spațiul din fața actualei catedrale a încoronării. Erau mai multe tribune de la care delegații, ca un fel de tribune itinerante de la care, la care delegații mergeau și dădeau de glas adunării și aș vrea să dau două scurte fragmente din cele două discursuri ale lui Miro Cristea și Iuliu Hosov, Au vorbit și alții, Aurel Vlad, Petru Groza, chiar vorbi la Alba Iulia, dar să aducem în atenție aceste două discursuri și pentru că revenind nu la uh, imaginarul sau la câmpul semantic folosit, vedem aceeași, uh, aceleași referințe romane, ale, uh, prin faptul că odată cu venirea romanilor, poporul român se naște și e partea civilizației occidentale și mai ales un tribut a adus președintele american Woodrow Wilson, nu? pentru că românii și-au fundamentat lupta națională pe cele 14 puncte, pe, nu, ale, 14, cele 14, 14, puncte ale lui Wilson și mai ales punctul autodeterminării. Astfel, Wilson era văzut chiar cu această expresie ca un mesial românilor, nu cel care a adus libertate sau a susținut libertatea poporului român. Și o să citesc din, din discursului lui Miro Cristea, la acel moment episcop ortodox de care Sebeș, viitor patriarh al României, și își deschide acesta discursul cu cuvintele sunt aproape 2000 de ani de când împăratul Traian a sădit, a altoit nobila viță, romană, în tulpina, nobila viță română în tulpina vânjoasa rezistentului neam și astfel naștere poporului român. Ca o sentinelă neadormită și credincioasă organizație și civilizației romane a, răspândit acest popor lumina culturii latine făcând aceste plaiuri și ținuturi pe atunci încă sălbatice în a Felix și încheie uh, Miron Cristea după 59, uh, de, 52 de luni de uriașe jerfe și de mult sânge românesc vărsat în lupte crunte a biruit sfânta și mântuitoarea poruncă din solia puternicului Mesia Wilson tot poporul trebuie să aibă libertatea de a fi stăpân pe sine și de a șcuri însuși viitorul și soarta nu? asta era conceptul wilsonian pe care l-au pus la care au apelat românii uh, în procesul de sprindere de Ungaria și unirii cu, cu România, după discursul lui Miron Cristea Uh, Iuliu Hosu vorbește de asemenea și dă citire rezoluției. Uh, acest moment al uh, discursului lui Iuliu Hosu e surprins de fotograful unirii de Samoilă Mârza. Acel soldat întors de pe front, dintr-un sat de lângă Alba Iulia, din Galtiu. N-a la acel moment că e singurul care are aparat ceva face foto și face fotografii. Nu? Istoria l-a consemnat, oferit această șansă să rămână drept fotograf al unirii și, -și încheie discursul Iuliu Hosu îmbrățișându-l pe uh, Miro Cristea, pe episcopul Miro Cristea și și încheie discursul cu acele cuvinte profetice, pe cum ne vedeți aici îmbrățișați frăcești, așa să rămână îmbrățișați pe veci toți fii României. După aceea se întorc în sală. Delegații ședința continuă continu, au loc discursul lui Iuliu Maniu, Iosif care iar în final al celor doi episcopi, Demetri Radu și, Demetriu Radu și Ioan Pap. Iar în final aș vrea să dau citire unui fragment din discursul lui Iuliu Maniu, pentru că acest discurs, la fel un discurs cu, care începe cu o lungă perorație istorică, arată viziunea profund democratică și chiar a zice... Uh, umanitară, no, democratică să folosesc cuvântul ăsta, al viziunii românilor ardeleni care au înțeles foarte bine că deși suferiseră atâtea discriminări politice, sociale, economice, culturale, nu în ultimul rând de-a lungul veacurilor în care au fost sub stăpânire austriacă sau uh, maghiară, cu toate astea ei nu voiau să devină la rândul lor având uh, asupritori nu în statul în care erau acum ei stăpâni. Și dau citirea acestui fragment e și uh, așa cumva emoționant și arată această Conștiință profund democratică a elitei politice ardelene, care își doreau o Românie puternică, conectată. Uh, lumii occidentale, nu din care făcea parte prin destin, uh, iar această Românie puternică trebuia să fie spațiul tuturor celorlalte națiuni, tuturor celorlalte, tuturor celorlalte tuturor celor cetățeni care nu erau de etnie română. Și citez Noi, onorată adunare națională, privim în înfăptuirea unității noastre naționale un triumf al libertății omenești. Noi nu voim să devenim din oprimați oprimatori, din asupriți asupritori. Noi voim să întronăm pe aceste plaiuri libertatea tuturor oamenilor și a tuturor cetățenilor. Noi propunem decretarea unirii regatului, cu regatul România a întregii Transilvania, întregului Banat și a întregului teritoriu cu de români al Ungariei. Pe aceste teritorii locuiesc, în, locuiesc, însă și alte neamuri cu alte însușiri și cu alte tradiții. Noi nu voim să răpim individualitatea etnică, nici ființa națională a acestor neamuri. Noi nu voim să răpim limba nimănui, ci vrem ca fiecare om să aleagă liber limba și credința care vrea să trăiască atât în viața lui particulară și cât și în legătură cu viața de stat. Noi nu vrem să verse nimenea lacrimile pe care le-am vărsat noi atâtea veacuri și nu voim să sugem puterea nimănui, cum a fost subta noastră veacuri de-a rândul. Noi ne încredem în inicia noastră și în vrăinicia proprie și nu vrem să istovim forțele altora. Și consemnează presa vremii, discursul a fost primit cu aplauze în de lungi și într-adevăr acest fragment, nu? geniul politic al lui Iuliu Maniu, care întruchipa de altfel viziunea întregii elite conducătoare transilvanene, elitei politice a românilor transilvaneni, această dorință de a forma un stat modern, democratic, în care cu toți cetățenii să se simtă reprezentați. Și, într-adevăr, ăsta este mesajul cel mai puternic a zilei de 1 decembrie, nu? al acelui moment astral în istoria poporului român, când românii ardeleni reușesc să nu decid unirea Transilvaniei, deci să se unească cu România și, cu adevărat, în fiecare an merită să ne amintim acele baze, acele, acele idei care trebuie să stea pe mai departe să fie ideile forțe, ideile fondatoare, ideile fundamentale ale unei românii ale unei românii puternice și cu această idee închei excursul meu istoric urându-vă în avans la mulți ani tuturor, la mulți ani românii la mulți ani România. Vă mulțumesc!